dimineața. Vă invit să luați loc în sală. Haideți să ne liniștim inimile și să venim în prezența lui Dumnezeu. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Astăzi venim înaintea lui Hristos. Hristos care este marele preot. Marele preot care a fost ispitit ca și noi și cunoaște experiența umană. Nu există stare ispită pe care Dumnezeu să nu o înțeleagă. Și totuși suntem invitați să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu. Oricare ar fi lucru care în dimineața aceasta îți fură bucuria, poate, sau te întristează, sau te descurajează în a te apropia de Dumnezeu. Amintește-ți că ai un mare preot plin de milă. Amintește-ți că ești invitat nu la un scaun al judecății, ci la un scaun al harului în dimineața aceasta. Și așa haideți să ne apropiem. Să ne apropiem cu îndrăzneală. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să ne apropiem prin rugăciune de scaunul harului. Și apoi să ne apropiem prin cântare de acest scaun al harului. Să ne apropiem prin ascultarea cuvântului. Și să cerem ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în noi. El să transforme inimile noastre. Haideți să ne rugăm împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Haideți să ne apropiem de El. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a Pe moarte.
îndemnat să ridică, Tu îi îndepărtezi. Iubirea Ta mă conjoară în încercare, cum aș putea să mă tem, spre ce voi înălța, Doamne, lupta e doar a Ta și orice teamă ție-ți voi da și noaptea-mi să cânt, Doamne, lupta e doar a Ta. Când Tu ești cu mine, cine-mi stă cea tare, nimic nu poate sta împotriva regelui, lumină în noapte, stăpân peste moarte, nimic nu poate sta împotriva regelui, ești Tu de scăpare, stânca cea tare, nimic nu poate sta împotriva invităm copiii să meargă la grupele lor. Toți copiii sunt invitați să meargă la grupele lor.
ești aici, cerul l-ai deschis, eu mă închid, eu mă închid. Ești aici să faci tot ce ai promis, eu mă închid, eu mă închid. Ești aici prezent prin Duhul Sfânt, eu mă închid, eu mă închid. Ești aici, simțind puterea ta, eu mă închid, eu mă închid. Tu ești izbăvitorul atotputernic, Tu ești lumină în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești izbăvitorul atotputernic, Tu ești lumină în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Ești aici, faci tot ce ai dorit, să cântăm împreună și să spunem: chiar și atunci când nu văd, ești cu mine, chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Și să ne gândim la faptul că Dumnezeu este prezent cu noi chiar și atunci când noi nu simțim asta, chiar și atunci când noi nu-L vedem. Haideți să cântăm împreună asta ca pe o rugăciune. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine, chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine, chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine, chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Thank you.
fața Tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Să pot eu sunt pe mâna sa și pe-a lui inimă sunt scris. Spun și eu din nou, bine ați venit tuturor celor care între timp ați venit împreună cu noi și mă bucur să fim împreună dimineața aceasta. Este o zi de odihnă, o zi în care ne mai oprim din alergările noastre și nu știu dacă dumneavoastră ați observat în București, dar pare că este o aglomerație mai mare decât înainte de pandemie. În trafic, peste tot, lumea zumzăie, nu știu unde au treabă toți, dar toți sunt pe străzi. E un lucru bun și asta, dar ce fain este că suntem astăzi împreună aici. Și mă întrebam și mă uitam așa în sală și mă gândeam, Doamne, fiecare dintre aceste persoane de aici are o poveste, are o istorie, are o familie, are un bagaj de lucruri pe care le poartă în inimă și în minte și venim aici cu ele. Unii suntem poate apăsați, poate doborâți, poate fără speranță. Alții din contră, poate suntem într-un moment al vieții în care lucrurile ne merg bine, lucrurile se aliniază și suntem mulțumitori. Fiecare are o poveste și fiecare are un moment al vieții în care se află acum. Și fiecare dintre noi privim printr-un filtru al nostru viața, chiar și pe Dumnezeu. Îl privim și îl înțelegem
uneori prin prisma experiențelor noastre, a emoțiilor noastre sau altora. Dar cum ne apropiem de Dumnezeu în dimineața asta? Și mă bucur că Victor a avut acest îndemn la început să ne focalizeze atenția asupra marelui nostru preot și mijlocitor și a felului că ne apropiem numai prin har. Oricine am fi, cât de educați, cât de bogați sau săraci, cât de simpli sau complexi am fi, în fața lui Hristos e o singură ușă, o singură intrare, o singură modalitate de a ne apropia. Și Pavel îi scrie tânărului Timotei, dându-i îndemnuri în prima epistolă a lui, 1 Timotei, capitolul 2, și uitați ce îndemn îi dă, printre multe altele. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. De ce? Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. Ce cuvinte pline de încurajare, de invitație în a veni înaintea lui Dumnezeu și noi ca mijlocitori, deși avem unul singur care mijlocește. Ni se spune și nouă să venim cu rugăciuni, cereri, mulțumiri, mijlociri. Și în momentele care urmează vreau să facem lucrul acesta. Momentul de rugăciune este un moment dulce și trebuie să fie autentic, fără mască, cum ne vorbea Steve. Chiar dacă purtăm măști, între noi și Dumnezeu nu e loc de mască. El ne știe și ne cunoaște pe dinăuntru și pe din afară. Și poate dacă în dimineața asta ești prima oară, nu cunoști, ești puțin stânjenit, poți în mintea și în inima ta să înalți o rugăciune sau poți să spui amin împreună cu cei cu care te vei ruga în grupul mic. Aș vrea ca în dimineața aceasta pentru două lucruri să mijlocim și sunt aici în text. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Nu mai e nevoie să amintesc ce se întâmplă în jurul nostru, lângă noi. Avem aici frați ucrainieni plecați, lăsat tot în urma lor. Cât putem încerca să ne imaginăm, să ne punem în locul lor, nu cred că putem. Dar rugăciunea aceasta de mulțumire pentru pace, pentru viață pașnică și liniștită, pentru împărați, cei care au decizii, trebuie să fie o constantă a bisericii în perioada aceasta. Și când biserica vine împreună, este putere în rugăciune. Și al doilea lucru pentru care vreau să ne rugăm în grupuri mici este mijlocirea pentru cei nemântuiți, aproape de noi. Am spus că fiecare dintre noi avem o poveste, avem o istorie, avem oameni pe care poate iubim și inima ne este întristată, stoarsă, poate nu mai avem lacrimi pentru cei aproape de noi. Poate am obosit. Și vă spun asta din proprie experiență. Cu oamenii din familia noastră. Oameni unde n-am văzut împietrire mai mare și apăsare din partea celui rău. E dincolo de înțelegere, dincolo de cuvinte. Și te întreb, Doamne, de ce nu intervii? Ce ne spune cuvântul? Mântuitorul nostru care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință. El vrea. Noi vrem. Dar Dumnezeu are timpul și modul Lui. Nu noi îl putem controla pe Dumnezeu și nici pe oameni, voința lor și inima lor. Dar putem mijloci și cere cu o inimă care așteaptă. Și asta simt că este pentru mine, cel puțin în perioada asta, un lucru pe care l-am pierdut. Ne mai rugăm noi cu așteptarea că Dumnezeu lucrează, intervine, vrea să schimbe? Haideți să ne rugăm cu această inimă. Amintiți-vă de Simeon, bătrânul Simeon, ce făcea el?
se ruga și aștepta. El aștepta, când a venit pruncul, el aștepta. Ne rugăm noi cu această așteptare că Dumnezeu vrea și poate să schimbe? Am obosit uneori, recunosc lucrul ăsta. Și nu văd schimbare, sunt ani de zile. Ne uităm la oamenii pe care îi iubim din viața noastră, poate sunt părinți, poate este soț sau soție, copii, rebeli, plecați. Și ne întrebăm, Doamne, unde ești? Nu vezi? Nu intervii? Haideți să ne rugăm ca și cum totul depinde de noi, deși știm că totul depinde de Hristos. Să ne rugăm cu această inimă mijlocitoare, pentru că numai cu așteptare a lucrării Lui, Dumnezeu ne poate mângâia pe noi și ne poate da această pace. Cum să avem noi pace când știm că ai noștri dragi poate se duc din lumea asta și nu sunt împăcați cu Dumnezeu? Numai El poate să ne dea pace, pentru că îi încredințăm în mâna Lui. El spune că voiește ca tot să vină. Haideți să mijlocim pentru pace, pentru înțelepciune în decizii ale drăgătorilor, ale președinților, ale prim-miniștrilor, ale oamenilor care iau decizii strategice în această perioadă. Dumnezeu dă înțelepciune împăraților, chiar și celor care nu sunt ai Lui. El îi conduce. Să ne rugăm ca El să dea înțelepciune, ca să avem zile de pace și ca El să folosească această împrejurare spre cercetare și spre apropierea multor oameni spre Dumnezeu. Și al doilea lucru, să mijlocim. Haideți să ieșim puțin din zona noastră, din carapace, și să spunem celor din grupul mic cu care o să ne rugăm, uitați, vreau să ne rugăm pentru fratele meu, pentru tatăl meu, pentru soțul meu. Ce avem de pierdut? Rușine? Merită această rușine comparată cu lucrarea și cu rugăciunea fierbinte a fraților, unii pentru alții? Haideți să ne ridicăm și să formăm grupuri mici de 3-4 persoane și să ne deschidem inima. Dacă nu simți lucrul ăsta, măcar spune amin împreună cu cei cu care te rogi. Și aș vrea la final să-l invit pe Luci să încheie cu o rugăciune de mijlocire din partea bisericii și el va introduce și momentul următor. Haideți să ne rugăm împreună. Da.
Domnului. Puteți să stați, puteți să luați locurile, nu trebuie să vă ridicați. Doamne, îți mulțumim atât de mult pentru Iisus Hristos, pentru dragostea Lui, pentru jertfa Lui de pe cruce, pentru păcatele noastre. Îți mulțumim pentru minunea mântuirii pe care o primim doar prin credință. Îți mulțumim, Doamne, că ne iubești și că noi nu avem oricum niciun merit. Singurul merit pe care îl avem este că Tu ne-ai iubit. Și ne rugăm, Doamne, pentru cei din jurul nostru, din familiile noastre, ca Tu să te înduri și de ei, ca Tu să aduci mântuire, Doamne. Iar noi să nu obosim în a mărturisi și a ne ruga pentru ei. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu dai pace celor care trec acum prin suferință. Îți mulțumesc, Doamne, că dai un înțeles celor care au întrebări legate de suferință. Vrem, Doamne, ca în toate lucrurile să Te înălțăm pe Tine și să Te vedem pe Tine glorificat. În numele Lui Iisus, amin. Vă rog frumos să ocupați locurile, cei care încă sunteți în picioare. Ca și duminica trecută, și duminica asta avem o familie care își aduce copilul la binecuvântare. Și așa cum am obișnuit, vrem înainte de a chema familia Gârd în față, să spunem câteva cuvinte. Săptămâna trecută, Victor a vorbit despre importanța ascultării. Cât de important este să învățăm să ne ascultăm, să ne auzim unii pe alții și să ne auzim copiii chiar. Vreau câteva minute să vorbesc despre importanța timpului pe care noi îl dăm copiilor noștri. Știu că va suna ca un clișeu, dar în realitate copiii noștri ne sunt ucenici. E important să avem oameni în jurul nostru, oameni în casele noastre pe care să-i ucenicizăm, pe care să-i ajutăm. Noi, la rândul nostru, suntem ucenici altora. Dar cei care avem părinți trebuie să știm lucrul ăsta și să fie adânc în noi că pentru noi copiii ne sunt în primul rând ucenici. Nu suntem șefii lor, suntem cei care îi ajutăm în final să se întâlnească cu Hristos. Scopul parentingului, scopul creșterii copiilor, dincolo de multe alte subscopuri, scopul mare este ca ei să ajungă să-L cunoască pe Hristos. Dacă ne uităm la Iisus Hristos și la modul în care a umblat cu ucenicii Lui, vedem în El un foarte mare exemplu. Iisus Hristos petrecea timp cu ucenicii. Parte din ucenicia pe care Iisus le-o aplica ucenicilor era timpul petrecut. Uneori spontan, nu le spunea acum vă predic, le explica. Îi lua cu El peste tot. Altădată vin niște ucenici la Iisus și spun, noi vrem să venim după tine. Și Iisus spune, veniți, veniți. Și textul ni se spune că au stat în noaptea aia la El. Ucenicie înseamnă a petrece timp. A petrece timp înseamnă că copiii se simt bine în prezența noastră. S-ar putea să ne întrebăm, ok, e normal. Copiii normal că se simt bine în prezența noastră, că sunt în familie, nu, nu? A petrece timp înseamnă să se simtă ascultați, auziți. Să se simtă, să știți, iubiți. Să nu simtă că dragostea noastră e condiționată de performanța lor. Că de multe ori avem tendința asta să spunem l-ai supărat pe tati, l-ai supărat pe mami. Și sigur e o realitate. Dar a petrece timp, a crea atmosfera aia înseamnă ca copiii să simtă că sunt iubiți necondiționat. Și atunci când au greșit, pedeapsa într-un cadru creștin, să știți că nu este în contradicție cu iubirea. De multe ori îi pedepsim, le spuneam fetelor noastre, da, va trebui să vă dăm o pedeapsă, dar asta este o manifestare a Harului. E o manifestare a Harului. Dragostea nu e în contradicție cu pedeapsa. Dar a petrece timp înseamnă
a le oferi copiilor prezența noastră. Și vă rog frumos să fiți atenți, prezență nu înseamnă tot timpul proximitate. Prezență înseamnă să fim cu totul, chiar dacă știu, suntem oameni foarte ocupați, copiii au nevoie de prezența noastră. Data trecută Victor ne spunea să-i ascultăm cu adevărat, să le punem întrebări. Prezență înseamnă să-i privim în ochi. Copiii au nevoie să-i privim când vorbim cu ei. Când greșesc, copiii au nevoie să fie îmbrățișați, atinși, luați în brațe. Copiii au nevoie să ne jucăm cu ei. Asta înseamnă prezență. E plicticos uneori să te joci cu copilul, mai ales când copilul e foarte mic. Copilul vrea să te joci același joc și de 100 de ori. E important să le oferim timp. Uneori, să știți, mai ales pentru tații care poate sunt introvertiți, eu nu sunt, dar tații care sunt introvertiți, uneori poate spun, eu nici nu știu ce să le spun. Să știți că uneori este important doar să-i scoatem la o plimbare în parc și poate doar să mergem. Chiar dacă nu scoatem niciun cuvânt, este o intimitate care se creează. Timp, să le dăm timp copiilor. Mi se spune că Enoch umbla cu Dumnezeu. Și această umblare însemna timp de calitate petrecut cu Dumnezeu. Să umblăm cu copiii noștri. Ei sunt ucenicii noștri. Și știu că suntem ocupați. Dar ar trebui ca timpul petrecut cu copiii noștri să fie o prioritate. E modul în care, să știți, creăm spațiu sănătos până la urmă pentru a spune Evanghelia. Disciplinarea de care copiii noștri au nevoie este sănătoasă doar în contextul uceniciei. Disciplinarea în afara contextului de ucenicie, de timp petrecut cu ei, devine toxică. De aia e importantă ucenicia. Să ne planificăm timp. Să ne planificăm că el nu se va întâmpla. Să nu trăim cu iluzia că noi le dăm timp doar pentru că suntem în proximitatea lor. Să ne planificăm, să ne disciplinăm. E foarte greu să renunțăm uneori la telefon. Este greu, mie și mie foarte greu, dar să ne planificăm. Și din punctul ăsta de vedere să ne purtăm aspru cu trupul nostru. Pentru ei sunt ucenicii noștri. Să introducem prezența și timpul cu ei în programul nostru. Pentru că în final, să știți, scopul este ucenicia. Scopul este ca să creăm un cadru în care să le putem spune despre Hristos, într-un mod în care ei să primească. Chem acum în față familia Gârd, pe Cristi și pe Ana. Ei o să aducă în fața bisericii și în fața lui Dumnezeu primul lor copil, pe Rebecca. Uitați cât de frumoasă este. Rebecca vă privește, mirată. Și o să citesc textul pe care îl citim de obicei și invit biserica să se ridice și de asemenea invit biserica să spună amin ori de câte ori eu voi pronunța cuvântul Rebecca. Apoi ne vom ruga împreună cu Cristi și cu Ana. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Rebecca. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Rebecca. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Rebecca. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Haideți să ne rugăm cu părinții mai întâi. Doamne, Tată, te binecuvântez și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru această zi specială pentru noi în care putem aduce fetița noastră înaintea Ta ca să o binecuvântezi. Doamne, cine ar fi crezut în urmă cu 11 ani când eram pe stradă dependent de droguri, fără speranță că va veni o zi ca aceasta, să am o familie. Te rog, Doamne, să mă ajut să nu uit niciodată din ce întuneric m-ai scos și nici câtă bunătate și blândețe mi-a arătat în tot acest timp.
Mulțumesc, Doamne, pentru soția mea. Mulțumesc că mi-ai dăruit o soție atât de bună. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost alături de ea pe parcursul sarcinii. Îți mulțumesc că nu au fost complicații la naștere și că a putut să nască natural așa cum și-a dorit ea. Doamne, te rog să binecuvântești și pe Rebecca. Te rog, Doamne, să-i dai și ei sănătate, să lași Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să îi călăuzească pașii și te rog, Doamne, să ai milă și îndurare de ea, cum ai avut și de noi. Te rog, Doamne, să ne dai și nouă înțelepciune, să ne dai har, să pui în inima noastră dragoste, răbdare, blândețe, să putem să o creștem frumos înaintea Ta. Amin. Doamne, vin și înaintea Ta și vreau să-ți mulțumesc pentru Rebecca. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu i-ai purtat de grijă și ai adus-o cu bine în această lume. Îți mulțumesc, Doamne, că este un copil sănătos. Doamne, Ți-o încredințez în mâinile Tale și Te rog, Doamne, să o binecuvântești, să veghezi Tu asupra vieții ei, Doamne. Te rog să o protejezi, să o ferești de orice rău, Doamne. Te rog să fii cu ea de acum încolo. Doamne, și mai presus de toate, Te rog să o mântuiești. Îmi doresc, Doamne, ca ea să Te aleagă ca Domn și Mântuitor al vieții ei, Doamne, cât mai curând, când va înțelege ea. Doamne, iar nouă, ca și părinți, Te rog să ne dai înțelepciune, pricepere, Doamne, energie și putere ca să o creștem frumos după voia Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face mult mai mult decât am gândit sau ți-am cerut. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Îți mulțumim atât de mult, Doamne, pentru această familie, pentru familia Gârd, care și-a duc copilul să fie binecuvântat de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Rebecca și Te rugăm să lași binecuvântarea Ta, pacea Ta, peste ea. Ne rugăm, Doamne, să aibă o creștere sănătoasă, fizic, emoțional, spiritual, Doamne. Te rog să îi binecuvintezi cu prieteni sănătoși. Mă rog, Doamne, să la vremea pe care Tu o vei hotărâ, să fie o sărbătoare mântuirea ei și să fie o binecuvântare pentru biserică, să fie binecuvântare pentru societate. Te lăudăm pe Tine, în numele lui Iisus. Amin. Înainte de a cânta un cântec pe care de obicei îl cântăm, vreau să ofer din partea bisericii familiei această Biblie. Biblia povestește despre Iisus, fiecare poveste îi șoptește numele și vă spun că cei care sunteți părinți și aveți copii mici mai ales, puteți să cumpărați această Biblie care este extraordinară, vă ofer. Sigur, puteți să... Să-ți umple
ocupați locurile și în timpul următorului cântec ne vom închina lui Dumnezeu și cu darurile noastre de bunăvoie și vrem să facem acest lucru ca un act de recunoștință că ceea ce avem și primim în viețile noastre vine de la Dumnezeu. Să facem asta cu o inimă deschisă și pentru slava Lui. Iubiții mei, aș vrea să deschidem împreună în Faptele Apostolilor, capitolul 18 și să citim de acolo ultimul paragraf, ultimul pasaj pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră îl știți pentru că a făcut parte din studiul pe care l-am început în această săptămână. Deci citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 23 la versetul 28. După ce a
Petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănânțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăsneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el vrea să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Amin. Citind cartea Faptele Apostolilor și reamintesc bisericii și celor care ne vizitează că în săptămâna aceasta am reînceput studiul cărții Faptele Apostolilor, a doua parte, de la a treia călătorie a lui Pavel, vom merge spre finalul cărții. Și dacă citim această carte, într-un capitol, două, voți avea o senzație, probabil, eu am de fiecare dată senzația asta când citesc cartea Faptele Apostolilor, de meci întrerupt. Ați văzut probabil un meci important, da, nu știu, hai să zicem Steaua Dinamo sau nu mai știu cine joacă acum, habar n-am. Două echipe mari, da, un meci important, toată lumea este acolo electrizată, îl urmărește. Și deodată un deștept aruncă o petardă pe teren. Iese hărmălaie și arbitru întrerupe meciul. Cumva, senzația asta o am când ajung pe la capitolul 22 și când Pavel este arestat. Parcă abia începuse să fiarbă Europa și provincia Asia, călătoriile lui misionare. Sunt curios, parcă să văd, oare ce se întâmplă în Antiohia, ce se va întâmpla în Alexandria, al doilea cel mai mare oraș, în Roma. Și senzația aceasta s-ar putea să o aveți și voi, nu știu, acum într-un fel v-am reprogramat. Și întrebarea se pune, oare ce a făcut biserica? Cum a reușit biserica să meargă înainte? Cum a reușit biserica să fie ce este în condițiile în care știm din istorie, nu numai că, bun, Pavel a fost arestat în Ierusalim și a petrecut mai mult timp în arest și până la urmă ajunge la Roma și după aceea, în timpul prigoanei lui Nero, sunt omorâți o bună parte din liderii bisericii. Și Petru, și Pavel în biserica din Roma. Se pare că așa apare Evanghelia după Marcu. Marcu era, din câte știm, așa traducătorul, cel pe lângă Petru, și atunci a simțit nevoia să scrie. A fost primul care a scris Evanghelia și a dat tonul Evanghelilor sinoptice. Da, un om care n-a început neapărat cu dreptul în viața lui spirituală și în viața lui de ucenicie. Și nu numai asta, dar istoria ne spune că valurile acelea au continuat. Au fost perioade de pace în biserică, dar perioade de persecuție brutală. Când vom începe cartea Apocalipsa, o să vedeți, este al doilea mare val de prigoană pe timpul lui Domitian. Și biserica este pregătită să intre prin cartea aceea în acest val.
Timotei se pare cel pe care Pavel îl iubește și l-a pregătit așa de mult, nici n-a apucat anii 90, pentru că a murit bătut. A fost bătut până la moarte și întrebarea era: ce se întâmplă? Cum a putut biserica să meargă înainte? Și cred că Luca așa ne dă puțin un crâmpei dintr-un adevăr extrem de important. Extrem de important și pe care vreau să-l prețuim și să ne gândim la el și să vedem cum se aplică vieților noastre de astăzi. Și anume, ucenicia care are loc în biserică. Fără să mă consult cu Luci, fără să vorbim unul cu altul despre tema de astăzi, Luci a spus ceva despre ucenicia în familie. Și de câte ori ardut subiectul ăsta, stau și mă întreb, oare am făcut o treabă bună, oare nu? Oare puteam să fiu mai bun? Și aș vrea să ne uităm puțin la câteva aspecte legate de ucenicie din acest pasaj. Și aș vrea să priviți această familie, Aquila și Priscila. Aquila este bărbatul și Priscila este femeia. Și îi găsim în Noul Testament în trei orașe mari, în trei orașe strategice. Îi găsim în Roma, îi găsim în Corint și îi găsim în Efes. Atunci când Pavel este în Corint, ați citit în Faptele Apostolilor, i-a întâlnit pe aceștia doi care fuseseră izgoniți din Roma de Claudiu. Claudiu a dat pe toți evrei afară din Roma, că făceau, au fost niște scandaluri, tensiuni. Și cu ocazia asta au venit și ei în Corint și Pavel a lucrat împreună cu ei. Aveau aceeași meserie, făceau corturi. Și când Pavel pleacă din Corint și pleacă înspre provincia Asia, îi ia cu el și îi lasă în Efes. El nu rămâne în Efes. De data aceasta vedem că Pavel, după ce a stat puțin în Antiohia, călătorește prin Galatia, Frigia și ajunge în Efes. Efes era al treilea oraș ca importanță din Imperiul Roman, ca mărime. Al patrulea, îmi cer scuze, da? Prima era Roma, a doua era Antiohia, a doua era Alexandria, a treia Antiohia și Efesul. Da, un oraș foarte important. Și Pavel vine aici și vede că Dumnezeu începe și lucrează, și Dumnezeu lucrează. Și Pavel stă 2 ani în Efes. Rămâne 2 ani în Efes. Și asta este un principiu tare important. Îi spuneam lui Luci zilele astea într-o discuție și mi-am adus aminte că a fost primul lucru, să zic, care mi-a rămas în memorie dintr-o discuție pe care am avut-o cu fratele Taloș prin anii 2000, când căutam o biserică și căutam o biserică cu grupuri mici, unde să fie ucenicie, unde să avem grupuri mici. Și dânsul mi-a spus un lucru frumos atunci. A zis, trebuie să fii atent unde lucrează Dumnezeu și să te alături. Și Pavel este foarte sensibil. Pavel vede că Dumnezeu lucrează în Efes și o să vedeți că rămâne în Efes 2 ani până când are loc această răscoală și parcă din nou prima oară este atras în Europa de o viziune supranaturală, de asta este împins înspre Europa de această persecuție. Efesenii erau foarte mândri, templul Dianei era de 4 ori mai mare decât este Panteonul din Atena, cei care l-ați văzut, da? Și vă puteți uita pe internet. Deci o imensitate de templu, da? Una probabil din ce mi-aduc aminte, din 7 minuni ale lumii antice și așa mai departe, foarte mândri. Și acolo apare această tensiune despre care v-ați vorbi la grup. O tensiune între biserică și idolatrie. Și Dumnezeu lucrează cu multă putere. Dar am putea să fim tentați să trecem repede peste ce au făcut aceștia doi, pe care îi vom regăsi în Efes și în momentul în care Pavel scrie de la Roma lui
Timotei, 2 Timotei. În 2 Timotei, Pavel este aproape convins că va muri. Îl așteaptă pe Timotei, probabil, să-l vadă odată încă înainte de execuție și le transmite salutări lui Priscila și Aquila. Foarte interesant. Mulți spun despre Pavel că ar fi așa puțin mai misogin din anumite observații ale lui legate de rolul femeii în biserică și avem acolo tot felul de... Câteodată s-a făcut teologie din situații particulare pe care Pavel le subliniază. Dar de câte ori scrie familiei în epistola către romani, îi salută și în epistola aceasta către Tit. Pavel întâi o menționează pe Priscila. Foarte frumos. În capitolul 16 din Romani, când începe să-i salute, începe cu o doamnă, Fivi. Pavel nu era misogin și poate învățăm mai multe de acolo în timp. Dar ce aș vrea să vedem este această familie care este longevivă. Și longevivă în a face ceva foarte frumos, foarte fain. Și anume, în a se investi și în a se ocupa de alții și în a face ucenici. Și, dragii mei, știu în biserică mai multe familii care fac asta. Și este extraordinar. Și vreau să spun că chiar dacă aici ne vom focaliza pe această familie, dacă citiți epistola către Romani, capitolul 16, veți vedea, Pavel vorbește de familii și vorbește și de oameni care nu sunt căsătoriți și în aceeași poziție. Oameni care lucrează, oameni care îi formează pe alții, oameni care sunt o binecuvântare pentru alții. N-aș vrea să tragă cineva concluzia, eu nu sunt căsătorit încă, eu nu pot face așa de mult pentru Domnul. Nu, nu. În Corinteni, Pavel spune chiar mai mult, poți face chiar mai mult decât cei căsătoriți. Dar oamenii aceștia doi au ceva să ne învețe. Oriunde au fost, Pavel spune în Romani, salută-i pe ei și biserica din casa lor. În Efes, salută-i pe ei și biserica din casa lor. Da? Și au fost plasați întotdeauna în zone strategice, în orașe importante, cum am și văzut. Dar aș vrea tare mult să vedeți ceva și aș vrea să le spun asta tinerilor și tinerelor. Mulți dintre voi vă uitați după un soț sau după o soție. Ce aș vrea acum să le spun băieților? Dacă vei căuta o Dalila, o Dalila vei găsi până la urmă. De eu m-aș ruga să înveți să cauți o Priscila. Cineva care este cu tine și care poate fi partener în viața ta spirituală. Și câteodată chiar să aibă inițiativă. Și fetelor le spun același lucru, s-ar putea să cauți un Samson atletic, da? Să dea bine pe ștrase și s-ar putea să-l găsești, dar s-ar putea să fie doar un Samson. Învață să cauți un Aquila și Domnul să-ți dea har să-l găsești. Ce fac oamenii ăștia? Eu vreau să mai observați ceva despre ei. În Biblie sunt destul de șterși. Ca să găsiți detalii despre ei, trebuie să căutați. Bun, acum căutăm mai ușor că avem telefoane. Da? La fel ca și Barnaba, un personaj despre care nu se spune multe, dar care au impact în viața unor oameni. Și un impact care nu poate fi calculat. Da? Au un impact în viața lui Pavel, în Roman spune, și-au pus viața pentru mine ca să mă salveze, nu știu contextul, nu scrie clar, s-au implicat să-l salveze într-o situație și cu siguranță au fost și cei care l-au ajutat material în anumite momente. Asta este o speculație, nu avem, a mea, nu scrie în Biblie. Au fost parteneri de afaceri cu Pavel,
Și în viața lui Apollo, iată că au un rol foarte important. Și vreau să vedem ce fac oamenii ăștia. Oamenii ăștia își deschid casa. Își deschid casa, îl cheamă pe Apollo și îl învață. Asta e un aspect important al uceniciei. Și mă refer la cei care sunt în stare și trebuie să crească, să fie în stare să facă ucenici. Să-și poată deschide casa, să fie oameni deschiși cu casa lor, cu resursele lor și apoi să învețe ca să poată învăța și pe alții. Pavel era, cum v-am spus, cu sabia deasupra capului și spre lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3 sau 2, nu știu, e pe pagina dreaptă din Biblie, nu vreau să vă rețin, îi spune, ce ai învățat de la mine? Caută oameni capabili să învețe, să transmită mai departe. Da. Era o preocupare a lui Pavel, nu numai ca Timotei să înțeleagă, dar Timotei să aibă inima care la rândul lui să adune oameni, să-i pregătească și să-i ajute să meargă mai departe. Și așa și Aquila și Priscila. Și deschid casa, îl învață pe Apollo și apoi, interesant, îi dau drumul lui Apollo. Da, nu-i spun Apollo, acum după ce am investit acum atât în tine, rămâi și tu aici, faci, da? Foarte interesant. Da? E o atitudine în care sunt cu mâna deschisă. Și Dumnezeu în suveranitatea Lui îl trimite pe Apollo înspre Corint și nu numai că ei îi dau drumul să plece, dar îl încurajează și îi trimit scrisori, cumva scrisori de acreditare, așa încât Apollo să fie bine primit. Și într-adevăr, când citim epistolele către corinteni, Apollo a avut un impact, cum ne spune și aici textul important. Dragii mei, aș vrea să vă întreb lucrul acesta. Cum vă vedeți viața de familie și viața voastră? Steve ne-a întrebat un lucru tare interesant. Spunea, ce ai vrea să se spună despre tine la mormântare? Ce impact ai avut? Ce semnificație? Eu mă mai plin câteodată prin cimitir și ultima oară chiar cu Steve am fost în cimitir. A vrut să vadă mormântul fratelui Taloș și când mergeam cu el pe acolo zice, dar tu unde o să fii îngropat? Și zic, ups, dar nu m-am gândit la asta încă. Știți? M-am gândit cam ce aș vrea să se scrie, dar chiar unde încă nu m-am gândit. S-a uitat la mine și probabil a zis, ar fi vremea. Nu. No. Dar întrebarea este profundă. Și oamenii aceștia doi ne învață ceva așa de fain. Noi găsim făcând minuni, făcând lucruri extraordinare, cum făcea Pavel, cum s-a întâmplat ca Pavel să facă, și veți vedea în acest capitol, dar îi găsim făcând munca aceasta poate trecută cu vederea de a se investi în alții. Și vreau să spun că dacă Biserica Bunavestire va vrea să aibă un impact în acest oraș, dacă voi veți vrea să aveți o semnificație în viață, trebuie să învățăm să facem ucenici. Și vreau să ne uităm câteva secunde la Apollo. Apollo, un om cu succes în public, un om pregătit, venit din orașul probabil cel mai bine titrat din perspectiva intelectuală. În Alexandria era un oraș al universităților, da? Un oraș al culturii. Și biblic era un oraș important, nu? Mi se spune că acolo a apărut Septuaginta, traducerea în greacă a Vechiului Testament, cu o comunitate iudaică puternică, cu filozofie iudaică și așa mai departe. Tare în scripturi. Asta însemna că știa probabil pe de rost o bună parte din cărțile Vechiului Testament. Putea să citeze fără probleme.
cu un duh înfocat și totuși cu smerenia de a fi învățabil încă. De a fi învățat. Și lucrul ăsta cred că ar trebui să ne caracterizeze indiferent de nivelul stării spirituale pe care credem că l-am atins. Indiferent. Ar trebui să ne uităm și să vedem, mai sunt învățabil, mai pot învăța ceva? Cu ani în urmă v-am spus, a venit în țară la invitația studenților Michael Green. Și ca să vină în România, Michael Green era britanic și a amânat operația pe inimă. Și acolo e destul de greu să obții o operație pe inimă. Și Michael Green m-a văzut că într-o discuție cu studenții am folosit semnul crucii pentru a vorbi despre Evanghelie. Și după ce am plecat, în mașină eram cu Mike York, mi-a zis, poți să mai îmi explici mie încă o dată cum ai spus, că mi se pare relevant să-l folosesc și eu când, în contextul în care vorbesc cu studenți care vin din Biserica Răsăriteană. Dar Michael Green era un om care era un titan spiritual. Era un om cu, cred că are o carte despre înviere care este considerată una dintre cele mai bune scrise în mediul evanghelic. Un om care a condus biserica din Oxford o probabil mai multe decade și a avut impact în viața sute sau mii de studenți. Și avea probabil în jur de 80 și ceva de ani, nu știu sigur, dar oricum peste 80, da? Și era gata să învețe? Foarte interesant. Într-adevăr, după un an, doi, Domnul l-a chemat acasă. Dar aș vrea să v-am dat exemplul ăsta pentru că pe mine m-am smerit și mi-am zis, măi, aș vrea să am spiritul ăsta de om învățabil. De om care se lasă învățat, care crește. Trăim într-o societate tot mai fărâmițată în care credem că având acces așa de ușor la informație, la filmulețe care ne explică cum să facem diverse lucruri, la cărți și vreau să citiți cât puteți de mult, asta e clar, și la tot felul de articole, avem impresia că suntem, că putem fi independenți, că putem fi autosuficienți. Dar avem nevoie în viața noastră spirituală de ceea ce vedem în viața acestor oameni, a lui Apollo, Aquila și Priscila. Avem nevoie de comunitate, avem nevoie de locuri în care să primim și locuri în care să dăm, de oameni pe care să-i creștem, să facă un pas mai aproape de Hristos și poate să meargă mai departe unde vor face alți pași mai aproape de Hristos, dar să ne putem juca rolul acesta în viața oamenilor. Avem nevoie de un spirit de învățare și de apropiere cu smerenie de Scriptură. Și avem nevoie să ne întrebăm, oare prioritățile vieții mele arată ceea ce aș vrea să arate viața mea? Cum să arate viața mea? Există și o falsă încercare de ucenicie. Ne relatează așa un moment oarecum penibil, când niște băi bărbați, preoți ai lui Sceva, unui preot important, un preot evreu, erau exorciști, adică vindeau servicii psihiatrice și de vindecare și merg la cineva, doi dintre ei merg la cineva acasă să-l vindece și cheamă numele lui Iisus. Sau mai bine zis, nu cheamă numele lui Iisus, ci vor să scoată demonii respectivi, făcând referire la Iisus pe care îl predică Pavel. Și iese o mare problemă acolo, pentru că bărbatul acela îi schingiuiește, torturează și fug de acolo dezbrăcat. Și toată cetatea află ce s-a întâmplat. Și aici vedem așa un crâmpei din ce înseamnă falsa ucenicie, încercarea de a folosi doar formule care să dea succes.
doar repetarea mimetică a unor lucruri care sunt de succes. Da? Au auzit ei că merge numele lui Iisus, hai să-L folosim și noi. Da. Și dorința aceasta de a fi totuși în fața, de a-ți promova brandul. Ei erau 7 oameni care asta făceau, aveau brandul de exorciști și umblau prin toată Asia să facă treaba asta. Și e bine să ne cercetăm, e bine să vedem motivațiile noastre, să vedem, să fim atenți, să nu fim mimetici, doar să repetăm lucruri și ele să nu aibă profunzime, ele să nu aibă semnificație în noi. De aceea aș vrea să ne punem câteva întrebări privind la această realitate a uceniciei. Oare eu îl caut pe Hristos? E o primă întrebare. Oare eu îl caut pe Hristos? Și poate în dimineața aceasta ești aici și nu știi prea bine despre ce vorbim noi aici. Ucenicie, faptele apostolilor, lucruri complicate. În viață ești ucenicul cuiva, că vrei sau nu vrei. În viață urmezi pe cineva, că vrei sau nu vrei. Și Iisus a spus-o clar. Numai că Iisus a fost singurul care a biruit moartea și a spus, urmează-mă pe mine. Pentru că eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni n-a putut să facă asta. Săptămâna asta am fost la o mormântare și mi-a frânt inima să văd disperarea cu care oamenii se despărțeau. Durerea pentru care nu exista leac și speranță. Fiecare dintre noi vom muri dacă nu vine Domnul în generația noastră. Cum te vei înfățișa tu înaintea lui Dumnezeu? Îl cauți pe Hristos? El este. El este calea, adevărul și viața. El este Cel care a spus, cum am cântat, că a biruit moartea. Și El a biruit moartea. El a biruit mormântul. El este Cel care poate să-ți dea speranță. Al doilea lucru, cauți tu oameni în jurul tău care pot să te ajute să crești spiritual? Ce fel de anturaj ai? Ce fel de anturaj îți dorești? Cauți oameni pe care să-i ajuți? Ai un ochi deschis? Suntem aici o comunitate, ne știm bine între noi. Câteodată stăm și câte o oră după terminarea bisericii. Dar sunt oameni care au venit pentru prima oară câteodată și se întreabă, mă, cineva o să-mi întindă și mie mâna? Chiar o să mă întrebe cine sunt, de unde sunt? E responsabilitatea noastră a tuturor să fim calzi, să-i primim pe oameni, să avem ochi deschiși pentru oamenii care Dumnezeu îi ajută, aduce în viața noastră. Aquila și Priscila probabil au fost oameni înstăriți, nu știu, este o presupunere. Dar Aquila și Priscila tot timpul au avut o biserică în casa lor din ce vedem din Scriptura. Și în Roma, în Corint, într-adevăr, nu știm asta, și în Roma și în Efes. Cum îți vezi resursele vieții tale? Resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu? Și un ultim lucru, trăiește astăzi. Interesant, ni se spune despre Apollo. Apollo demonstra că Iisus este Mesia. Apollo era capabil să convingă pe cei care spuneau, Iisus, un evreu crucificat, lăsați-mă pe mine cu asta. Și Apollo zicea, nu, cu Scripturile demonstra. Apollo a fost un om care a trăit problema zilelor lui. Era întrebarea fundamentală atunci, printre evrei, printre cei de lângă sinagogă, de fapt, cine este acest Iisus propovăduit? Și să ne ajute Dumnezeu să fim sensibili la problema de astăzi sau la problemele de astăzi în societatea noastră și să vedem cum răspunde Scriptura la ele. Dragii mei, în încheiere vreau să vă spun două lucruri și vedeți că am venit cu un întreg pachet aici, promoțional.
începem studiul din Faptele Apostolilor. Nu că ați vrea să dați importanță la ceea ce am produs ca biserică și pot să spun cu tare mare bucurie că am descoperit frați care pot ajuta așa de mult în efortul acesta și lucrarea lui Dumnezeu. Dar știți ce fain este? Să ne întâlnim ca grupuri și să ne luăm timpul acesta, să ne adâncim în Scripturi, să învățăm și să trăim ucenicia aceasta mai practic. Folosiți materialul acesta. Folosiți ocazia de a vă întâlni într-un grup. Folosiți ocazia de a vă face prieteni în biserică. E un lucru extrem de important. În fiecare zi puteți citi de aici câteva versete din Scriptură și apoi să reflectați la una, două întrebări, să aveți material cu care să mergeți la studiu și la discuție cu ceilalți. Și alt lucru pe care vreau să-l fac este să închei cu un lucru foarte frumos spus de cineva într-o carte, Paul David Tripp, în cartea Păstoriți, și mi-am dat seama că el spune mai bine decât spun eu niște lucruri. Și aș vrea să vă citesc trei paragrafe de aici, după care încheiem. El spune așa: în lucrarea bisericii locale este mult mai ușor să construiești activități bisericești decât să zidești oameni. Construirea unor clădiri, înmulțirea unor lucrări, planificarea unor evenimente anuale sunt mult mai satisfăcătoare și împlinitoare pe termen scurt decât lucrarea pe termen lung, adesea frustrantă și descurajatoare, care își propune să zidească ucenicii ai lui Iisus Hristos. De aceea este mult mai ispititor să definim lucrarea prin prisma clădirilor pe care le-am zidit, a lucrărilor pe care le-am pornit și menținut, decât prin numărul de oameni ale căror vieți sunt revoluționate de lucrarea progresivă a Harului Transformator. Da, avem nevoie de clădiri, de programe, de personal, de evenimente, sunt lucruri importante. Dar ele nu trebuie să domine energia, eforturile, conversațiile, deciziile cu privire la lucrare. Ele nu trebuie să definească felul în care vedem succesul. Pasiunea și energiile noastre trebuie focalizate pe a face tot ceea ce putem pentru a-i conduce pe oamenii care ne-au fost încredințați înspre o dragoste mai mare și o slujire mai dedicată față de Hristos. Dacă Biserica Buna Vestire și ce se întâmplă aici nu te ajută să faci un pas mai aproape cu Hristos, ești doar un client al unui serviciu divin, religios, și poți să ai o opinie de client. Ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Dar obiectivul fundamental al nostru ca biserică, și ne dorim să nu uităm aceasta, este ca prin intermediul uceniciei care se face de la om la om, sau în grupuri, și în grupuri, fiecare dintre noi, și aici mă includ și pe mine, să facem un pas mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Și să cântăm acest ultim cântec. Și Domnul Iisus Hristos spunea: oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și acest ultim cântec exact despre acest lucru vorbește. Vom fi una în Iisus, vom fi una în El, vom fi una în Iisus dacă dragoste avem. Haideți să cântăm împreună.
Vom fi una, Iisus. Vom fi una, să o facă. Okay. Da. Vom avea în continuare un timp de întrebări și răspunsuri. Ați văzut numărul afișat în timpul mesajului, pentru asta era, nu v-am mai spus că știți, deja e o cutumă a bisericii. Și Ionuț e la butoane, Ionuț e un fel de Acuila și Priscila împreună astăzi. Mulțumim, Ionuț. Și haideți să vedem ce întrebări avem, dacă avem întrebări. O primă întrebare este aceasta. Trebuie să facem toți evanghelizare așa cum făcea Pavel, vorbea tuturor celor ce îl ascultau, de obicei în sinagogi, în piețe, sau să facem ucenici, așa cum făceau
Aquila și Priscila alegeau pe care oameni să învețe calea Domnului. Lucid. Cred că fiecare are daruri diferite și în mod sigur nu avem toți chemarea lui Pavel. Există oameni introvertiți, există oameni extrovertiți, există oameni care au dar de evanghelist, există oameni care nu au acest dar, dar toți suntem chemați să spunem Evanghelia în felul în care o facem cel mai eficient fiecare. Toți suntem chemați să fim o binecuvântare pentru alții, să-i ajutăm pe alții să crească în Hristos, dar unii vor ști să o facă mai bine decât alții. Nu toți sunt Aquila și Priscila, părerea mea, dar prin excelență, da? Dar fiecare putem fi o inimă deschisă, dacă ai o casă sau o familie în care să arăți dragoste celorlalți, poți să o faci. Și aici vreau să evităm, pe de o parte, riscul de a ne compara cu unii sau cu alții, și nu doar cu Aquila și Priscila sau cu Pavel, dar chiar și cu unii dintre noi. Eu nu cred că e înțelept. Nu toți au aceleași resurse, aceleași daruri, aceleași calități, abilități, și cred că Dumnezeu nici nu cere de la toți egal. Dar toți trebuie să căutăm posibilitățile ca să ducem Evanghelia, să arătăm dragostea altora și să turnăm în alții de lângă noi, atât cât putem. Și doar să construiesc pe ce a zis Victor. Ucenicia este cel mai profund mod prin care biserica crește. Biserica nu poate să crească doar printr-un program. Sau nu poate să crească prin programe. Programele sunt importante. Dar miza e ucenicia. Miza, tocmai de-aia Biserica Buna Vestire, de exemplu, a crescut prin grupurile de casă. În grupurile de casă nu e cineva care vine să predice. În grupurile de casă aplicăm, învățăm să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar apoi, luându-mă de cel care sau cea care a pus întrebarea, dacă toți trebuie să creștem prin ucenicie, toți, dar toți creștinii trebuie să mărturisească. Într-un fel sau altul, mărturisirea asta înseamnă evangelizare. Trebuie toți să fim gata să depunem mărturie pentru nădejdea care se află în noi. Toți. Oricând, cu înțelepciune, dar toți suntem chemați să facem și evanghelizare și ucenicie. Cred că a fost destul de clar răspunsul vostru. O întrebare foarte bună. Este grupul de casă un context propice uceniciei? Preiau eu asta, că... Și da, și nu. Da, pentru că e un context în care împreună creștem. Și dacă nu suntem doar formaliști, ci bifăm, ne-am întâlnit, am răspuns la 10 întrebări conform manualului, am plecat acasă și fiecare cu viața lui, și grupul, în grup se creează relații, oamenii lasă mai jos măștile, se roagă concret unii pentru alții, pentru luptele care le au, pentru problemele cu care se confruntă. Da, grupul este un cadru unde are loc ucenicie. Există situații evidente în care problemele din viața cuiva nu se vor spune la grup. Din anumite motive, evident. Și grupul poate să fie locul de pornire în care cineva este ajutat de către altă persoană mai matură.
un băiat de un bărbat mai matur, o fată de o femeie mai matură din grup și poate să aibă loc și o ucenicie mai om la om, mai apropiată. Și cred că această întrepătrundere între grup și o ucenicie chiar mai profundă este o soluție foarte bună. O soluție foarte bună. Și ideea este ca în grup tocmai acest lucru să fie, să poată fi un loc de pornire pentru ca oamenii să creeze relații de ucenicie chiar mai profunde decât doar o întâlnire de grup. Știți? Și dar ce vreau să spun, și asta se leagă puțin și de prima întrebare, marea ispită a lumii în care trăim noi astăzi și a unui oraș mare ca acesta este ca în diverse puncte de inflexiune ale vieții noastre, adică în diverse momente critice, să fim izolați. Să ne izolăm, să ne autoizolăm. Unii când se căsătoresc se izolează. Numai ei doi, numai problemele lor, etică sunt închiși ca o cutie ermetică. Și apoi te miri cât de greu este și ce probleme apar. Alții pot să intre într-o fază de genul ăsta când i s-au născut copiii. Copiii devin centrul vieților așa de mult încât nu mai e nimic altceva. E un moment de inflexiune. Da? Sau schimbarea jobului sau în sfârșit. Și trebuie să fim extrem de atenți la aspectul ăsta. Extrem de atenți. Eu am trăit într-o zonă unde oamenii creșteau porumbei. Se numeau columbofili. Și multe dealuri așa cu păduri. Și în jur, pe dealurile acelea, au apărut și niște ulii, tot columbofili. Foarte iubitori de porumbei. Și am urmărit multe modalități în care uliu atacă porumbeii. Prima chestie este să izoleze pe unul care s-a îndepărtat de, sau să-l scoată din stol. Pentru că uliu nu poate urmări un stol. Dar un porumbel izolat e o țintă mult mai precisă. Și probabil ați văzut și documentare. Eu cred că asta se întâmplă de multe ori. Și cred că e important ca să nu se întâmple în viețile noastre. Eu vreau doar să adaug. Grupul de casă nu este doar un grup de studiu. Nu ne întâlnim doar ca să studiem Biblia. Ne întâlnim să creăm un cadru în care ucenicia să se întâmple. Ăsta este scopul grupului de casă. Un cadru, un context în care se creează relații, prietenii. De-aia încurajăm grupurile din când în când să și iasă undeva, la munte. Se creează un cadru, dar scopul este ucenicia. Un grup de casă nu e un grup esențialmente de studiu. Studiu biblic este central în cadrul unui grup de casă, dar nu de aia ne vedem doar să studiem Scriptura, ci studiem să lăsăm Scriptura să ne vorbească, să creăm relații și să se creeze relații de ucenicie în final. Ăsta este scopul. Aș vrea să completez puțin la imaginea asta, că e un subiect foarte larg, acesta al uceniciei. Și putem opera cu o definiție foarte largă sau foarte îngustă ce înseamnă ucenicie. Noi am numit grupurile de casă grupuri de ucenicie. Și nu la întâmplare, fratele Talos a ales denumirea aceasta, tocmai așa cum spunea și Luci, pentru că în grupurile de casă are loc ucenicia. E adevărat, la un mod foarte larg, da? Într-un mod destul de larg, într-o definiție foarte largă. Dar ce înseamnă ucenicia până la urmă? Ucenicia înseamnă să-L cunoști pe Hristos, să te asemeni tot mai mult cu Hristos. Ăsta este scopul uceniciei. Și în acest sens, toată biserica e angrenată și este chemată la ucenicie. Dar și grupurile de casă oferă acest cadru mult mai mult decât programele de dimineață.
mult mai mult decât programele de dimineață. Dar în același timp s-ar putea să nu fie suficient totdeauna pentru toți cei ce se întâmplă în grupurile de casă. Și aici o să vă ciuliți urechile. Cum adică? Da, pentru că uneori e nevoie de niște discuții private. Iată, Aquila și Priscila l-au ajutat pe Apollo într-un cadru privat. Sunt convins că nu l-au abordat într-un cadru public în care să-l învețe cum ai de amănuntul calea Domnului. Probabil au avut niște întâlniri private. Sunt situații în care fiecare dintre noi avem nevoie de niște discuții private. Și eu am nevoie uneori, ca să cresc în anumite aspecte, de niște discuții private. Grupul nu mi-e suficient pentru asta. Învăț multe de la frații mei din grup, dar nu mi-e suficient. Și cred că acestea trebuie să se împletească. De aceea, în grupul de ucenicie, are loc ucenicie. Sigur, este un cadru, dar nu exclude și întâlnirile private pe care le poți avea. Și când vorbim despre creșterea în asemănarea lui Hristos, nu cred că o putem încadra doar pe anumite culoare și să spunem doar aici are loc ucenicia. Eu cred că a fi ucenic e o chestiune de întreaga viață. Însă, nici să nu mergem în extrema să generalizăm într-atât de mult încât să nu mai facem nimic pe tema asta. De-aia trebuie să existe și niște cadre definite și grupul de ucenicie e un cadru, întâlniri private care mai pot avea loc, discuții mai amănunțite sau serii de întâlniri sunt și ele necesare în anumite situații. Numai puțin, vrei să pui o întrebare sau să adaugi? Doar atâta mai vreau să zic, uite din textul pe care l-a citit Laurențiu, care a fost până la urmă beneficiul uceniciei pe care Aquila și Priscila au făcut-o față de Apollo? L-au învățat cu deamănuntul mai bine cuvântul de ce? Ca să fie mai inteligent sau nu, ca să fie folositor bisericii. Spune, fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. A ajutat mult, ăsta este scopul. Noi vrem să luăm pe cineva poate mai aproape, cum am făcut eu, de exemplu, am zis să iau niște băieți de la TBV și să îi ajut. Dar de ce? Pentru că îmi doresc, visez, să-i văd lideri în biserică. Așa putem să facem, să-i luăm. Care-i scopul? Să fie de ajutor, să binecuvinteze biserica. O întrebare care cred că este importantă, dar în același timp cred că s-a și dat răspunsul la ea, inclusiv în text, inclusiv de către voi. Dacă dorești să ucenicizezi și poate te și gândești la anumite persoane, cum poți iniția? Trebuie să aștept să vină de la ei sau poți face și tu ceva ca să își dorească? Despre inițiativă. Aici foarte pe scurt vreau să vă spun și cum am făcut eu, dar și cum mi s-a făcut mie. Eram un student foarte, foarte aiurit. Nu știam unde sunt din punct de vedere emoțional, spiritual. Am ajuns într-un grup studențesc, predica Laurențiu, pe atunci în urmă cu 20 de ani, cred, și poate mai mult, în urmă cu 21-22 de ani, și Laurențiu a venit la mine direct și m-a întrebat, mergi la vreo biserică? Și am zis, nu, nu merg la nicio biserică. A spus, vino la noi la biserică. Atunci am venit pentru prima dată la Buna Vestire, a zis, nu vrei să vii la un grup? Vreau să vin, hai de la un grup. După care m-a luat câțiva ani de zile, m-a luat la el acasă aproape în fiecare weekend, am mers cu el și în concedii. Ce vreau să spun? Ce am spus și cu că ne ucenicizăm copiii. Trebuie să oferim timp. Trebuie să oferim și vreau să spun, studenții care vin, o să vină toamna, studenții care vin din provincie, au nevoie să fie luați în case. Au nevoie să fie văzuți. Au nevoie să fie ucenicizați. Asta putem să facem, în mod foarte practic. Să nu așteptăm o vorbă să ne vină de undeva mistic, metafizic, de unde... Nu, e responsabilitatea mea. Sunt refuzat foarte bine. Dar mă duc, chem și văd dacă iese.
E ciudat să-mi spună cineva, te ucenicizez, pot să fiu ucenicul tău. Cum rămâne cu să învățăm să avem pur și simplu relații de substanță cu cei din jurul nostru? Cum aș putea să evanghelizez fără o conexiune cu un om pe care nu îl cunosc? Eu nu știu, dacă încep să vorbesc despre ce înseamnă Iisus pentru mine cu un străin, îmi rămân vorbele în gât. Eu cred că sunt mai multe întrebări în întrebarea asta și cred că și eu m-aș simți așa, nu știu, deodată să vine cea zic, hai băi să te ucenicizezi și pe tine, că bai de tine pe unde ești. Evident că ar fi un lucru fals, artificial și aș zice, ok, ne mai vedem. Așa cum a spus în întrebare, cineva a și răspuns acolo. Totul se întâmplă într-o relație. Da? Gândiți-vă cum era Domnul Iisus cu ucenicii, ce mese faine mâncau câteodată. Câteodată nu prea aveau mâncare, dar și când erau invitați la Maria și nu? La Maria și Lazar acasă, acolo, ce mâncare le pregătea. Cu siguranță era un context. Și eu cred că ăsta e un lucru iarăși foarte important, să nu... Biserica era cunoscută mult pentru mesele de dragoste, cum se spune, da? Că ne spunem, iertați-mă, am stat aiurea, le spunem în Iacov, în Iuda, da? Unii care vin doar să se îmbuibe la mesele voastre de dragoste. Deci relații foarte autentice. Nu, mi se pare că s-ar și răspuns în întrebarea respectivă. Evident, ucenicia este un rezultat al unor relații autentice, dar care urmăresc să ne apropiem de Hristos. Mie mi s-a întâmplat să am relații faine, dar în care să nu pot ajuta pe cineva să se apropie de Hristos. În mai multe contexte, pentru că depinde și de celălalt să vrea. Laurențiu, foarte scurt o să împărtășesc ceva. Eu nu știu dacă am auzit cuvântul ucenicie atunci când m-am întors la Domnul în adolescența mea. Păstorul nostru, un om foarte simplu de la țară, avea vreo 5-6 copii ai lui și încă vreo 6 în plasament. Casa lui era deschisă. Eu nu înțelegeam pe atunci ce înseamnă să intri în casa unui om, ce deranj poate însemna asta, dar nu n-am văzut niciodată să simte deranjat și de regulă era o întâlnire în casa lui. Nu s-a folosit niciodată cuvântul ucenicie, dar eu cred că asta a fost. Nu a avut așa de mult întâlniri speciale cu voi, mă întâlnesc acum să vă învăț pasul 1, pasul 2, pasul 3, să vă trec prin toate punctele ca să deveniți ucenici când absolviți pașii care vi i-am dat eu. Nu a fost genul ăsta, a fost foarte informal ceea ce a fost. Eu nu zic câteodată poate ajută mai mult structură. Nu critic structura acum, ci vreau să spun doar să nu operăm cu șabloane poate prea americanizate uneori a noțiunii de ucenicie. Însă, dacă mă uit în urmă, îmi dau seama că omul ăsta a reușit să seteze niște standarde în mintea mea. Despre ce înseamnă dragoste, despre ce înseamnă grijă față de cei proaspăt întorși la Domnul, față de ce înseamnă slujire, dragoste pentru Hristos, n-a avut nici școală, n-a avut nici foarte multă structură, dar totuși s-a produs ucenicie acolo. Spun asta ca să încurajez și pe cei care poate vă e frică de prea multă structură și să zic, eu nu sunt pregătit, eu nu știu să fac așa ceva, n-am făcut cursuri de ucenicie cu nu știu ce organizație americană. Dar tu poți să primești influența ta, Hristosul din tine este influența. Și asta oricine l-are pe Hristos poate să ofere deja lucrul ăsta, într-un cadru mai mult sau mai puțin formal. Ok, cred că trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc tare, tare mult. Mai era o întrebare la care cu siguranță s-a răspuns deja. Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva anunțuri. Anunț de Ioana Gliția. Da, aici. Sunt câteva anunțuri și este un lucru pe care vrem să-l facem aici pentru cineva drag nouă.
În primul rând, aș dori să aduc înaintea dumneavoastră o mare, mare bucurie ce s-a petrecut în viața lui Mădălina și a lui Eugen Naforniță. Dacă tehnicul are pregătit poza cu ei, ei ieri s-au căsătorit, Dumnezeu să-i binecuvânteze și cred că putem să-i aplaudăm, nu? Familia Naforniță, Mădălina și Eugen. Mâine, sigur că toate anunțurile le găsiți pe www.bunavestire.ro/anunțuri. Acolo găsiți toate anunțurile. Eu aduc înaintea dumneavoastră totuși că sunt... A întrebat cineva, dar ce, unele anunțuri sunt mai importante decât altele? Nu, toate anunțurile sunt importante. Mâine, de la ora 19, va avea loc ultima întâlnire din acest an spiritual a tinerilor. Out of office. Spun ei, dacă vreți să vă implicați în vreun fel, tinerii vă așteaptă cu brațele deschise să le aduceți niște dulciuri, prăjituri, nu știu, ceva de alegurii, pentru că vor să aibă un timp special aici, mâine, de la ora 19. Așa că vă invităm și pe voi, cei care poate nu mai sunteți tineri, să vă implicați într-un fel sau altul în această acțiune a tinerilor. Tabăra copiilor, în perioada 18-22 iulie, la Râșnov, prețios, spun ei, așa au denumit această tabără, copiii sunt invitați să participe, copiii între 9, cu vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani. Costul taberei este 550 de lei, cu transportul inclus, atenție. Locurile, din păcate, sunt limitate, drept pentru care... Vă rugăm frumos să vă înscrieți pe site-ul bisericii, este un link la secțiunea anunțuri, pentru că locurile sunt limitate și au nevoie de confirmare, se cere un avans de 300 de lei. Și așa cum deja Laurențiu a anunțat, încă de duminica aceasta, grupurile de casă sunt așteptate să se întâlnească. Da, multe, multe întrebări au fost legate de ucenicie. Multe lucruri am învățat în grupurile de casă. Avem grupuri de casă în casele noastre, în tot Bucureștiul. Și aș invita acum, în momentele care urmează, toți liderii și ajutoarele de lideri să vă ridicați și să rămâneți ridicați, pentru că am vrea să știm, nu o să vă pun să vorbiți prea mult, decât să spuneți zona din care sunteți. Așa că vă invit, lideri, ajutoare, gazde, vă rog, ridicați-vă. Haideți să-i aplaudăm, pentru că oamenii ăștia se implică, sunt implicați în această lucrare și de... ucenicizare a celor care sunt în Biserica Buna Vestire și aș vrea să treceți pe la fiecare să spună măcar zona în care sunt, ca să poată fi identificați de către cei care probabil încă nu participați. Am nevoie de un microfon să circule și aici, prin zona asta. Vă rog. Domnești. În Domnești avem. Colentina. Colentina. Dristor. Voluntari. Dorbanți. Șoseaua Nordului. Crângaș. Dinamo. Tineretului. Timpuri noi. Lacul Tei. Oșan, drumul taberei. Haide, vorbiți și voi. Timpuri noi. Deci sunt două grupuri în timpuri noi. Nu, e soția mea. Asta da. Colentina, colț cu tăiul Doamnei. Da. Rahova. Costin Georgian. Popeșele Ordeni. Alba Iulia. Popeșele Ordeni, același grup. Laurențiu. Bufta. Otopeni. Ok. Acolo, dacă mai sunt care nu ați spus, vă rog să ajungă un microfon și la voi, pentru că vreau să fiți identificați de către cei... Nicolae Grigorescu. Nicolae Grigorescu, da. Mai sunt persoane ridicate. Noi ne întâlnim mai peste tot în București, dar predominant în Crângaș și... Hai să știu.
Drumul Taberei, Piața Mogheroș. Ok, și mai sunt acolo două, trei grupuri. Drumul Taberei, Râul Doamnei. Deci în Drumul Taberei avem mai multe grupuri, observați. Vitan. Cum? Mai tare, te rog. Vitan. Vitan. Da, și noi. Mai tare, vă rog. Tineretului, în prezent. E bine, e bine că știu unde-i. Bravo. Militari Lujerului. Mulțumesc tare, tare mult. Sunt probabil 80%, 90% din grupuri. Acolo unde mai aveți? Ciorogârla, da? Și în afara, chiar și în afara Bucureștiului sunt grupuri de casă. Ciorogârla, te rog, ridică-te ca să te vadă lumea. Așa, mulțumesc. Așa că pentru cei care nu v-ați înscris încă într-un grup de casă, vă invităm, abordați-i pe oamenii ăștia, mergeți la ei, trageți-i de mână și spuneți-i vreau și eu, vreau și eu. Călin, mai e un grup? Da, mai este un grup în Pipera, mai este un grup în Iancu Nicolae. Așa că avem grupuri în partea de nord, în partea de sud, est, vest, centru și în afara Bucureștiului. Vă invităm cu toată dragostea să vă implicați, căutați-i pe oameni și implicați-vă. Așa cum a spus Laurențiu în predică, cu toții vrem să fim ucenicii lui Hristos. Da? Adică să devenim și noi, să fim și noi ce a fost Hristos. Și asta... Grupurile de casă sunt un context foarte, foarte bun să învățăm, să ne corectăm. De exemplu, săptămâna aceasta, o să vedeți în textul din Fapte, s-a vorbit mult despre transformarea pe care o aduce pocăința în viața oamenilor. Vreau să vă citesc acum în încheiere câteva cuvinte. Un fragment, practic, dintr-un mesaj al fratelui Taloș despre pocăință, în care s-a studiat, acest pasaj s-a studiat săptămâna aceasta. Pocăința reprezintă o temă majoră în Sfintele Scripturi. Ea implică schimbarea radicală a modului de a gândi, de a acționa și de a simți al unei persoane. Prin invitația la pocăință, omul este chemat să se întoarcă de la sine spre Dumnezeu, de la alte loialități, idoli, etc., la dedicarea față de Hristos, de la păcat și răzvrătire față de voia divină, la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt. O să vedeți în cadrul grupului, în cadrul a ceea ce veți studia, cum oameni care înainte făceau tot felul de vrăjitorii, tot felul de fapte rele, în momentul când vin la Hristos, se pocăiesc și viața lor este schimbată și iau decizii majore pentru viitorul lor. Fie ca Domnul să ne ajute să devenim cu toții și să fim cu toții ucenici ai lui Hristos și să creștem în a-L cunoaște pe El. Vă invit să vă ridicați și aș dori acum să vă citesc două versete, de fapt un verset din Apocalipsa și să vă invit să-l rostim împreună. Dar nu înainte de a o chema aici în față pe Ioana Gliția. Ioana, te rog să vii aici, sper că ești în sală. Ioana a fost foarte implicată în ultimii ani în lucrarea cu tinerii, în lucrarea de ucenicizare din cadrul Bisericii Buna Vestire. Ea a avut chiar și grup de casă, nu? Și nu doar unul. Ai participat? În câte grupuri ai participat, Ioana? Emma Ursache, Andrei Petrariu, Ioana și Laura și Daninuță. Daninuță, cred că n-am ratat niciunul. Observați că numim... Eu am rămas fără baterie. Okay. Observați că numim grupurile de casă și după persoanele care sunt acolo. Oricum, pentru că Ioana în perioada următoare va pleca din București, am vrea să o încredințăm înaintea lui Dumnezeu, împreună cu întreaga biserică și aș vrea să rog un tânăr să vină aici să se roage pentru Ioana și Eliza, dacă nu te superi, te-aș ruga pe tine,
pentru că vrem să o încredințăm pe Ioana în mâna lui Dumnezeu și să fie o lumină, așa cum a fost în București, să fie și acolo, chiar în Portugalia, unde va ajunge ea. Am vrea să ne rugăm pentru tine, Ioana. Doamne, Tată din ceruri, îți mulțumim așa de mult pentru toată binecuvântarea pe care ai lăsat-o peste Biserica Buna Vestire prin Ioana. Îți mulțumim că ai fost cu ea și ai ajutat-o, ai binecuvântat-o și ai crescut-o aici, în biserica noastră. Îți mulțumim pentru că a fost o bună prietenă pentru mulți dintre noi. Îți mulțumim că va rămâne o prietenă pentru noi și, mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos și pentru slava numelui Tău, să o faci o binecuvântare acolo unde va merge. Mă rog ca Tu să fii cu ea, să-i pregătești o biserică după voia Ta, Tu să pregătești în continuare tot ce ai mai bun pentru viitorul ei, Tu să fii cu ea acolo unde va merge, să o păzești de orice influențe rele și să fii cu ea, să-i dai binecuvântarea Ta, să o umpli cu dragostea Ta și în continuare să o ajut să ducă mai departe ceea ce Tu ai pus în ea cu atâta minuțiozitate. Îți mulțumim pentru tot, toată binecuvântarea care a fost în Buna Vestire încă o dată prin ea. În numele Domnului Iisus m-am rugat și pentru slava Ta să fie toate lucrurile. Amin. Amin. Doamne, Te binecuvântăm din toată inima pentru felul minunat în care lucrezi în viețile noastre și prin grupurile de ucenicie. Și, Doamne, Te rugăm frumos să binecuvintezi aceste grupuri, acest nou început. Te rog frumos, Doamne, să ne convingi pe fiecare că avem nevoie să învățăm, că avem nevoie să Te urmăm și avem nevoie să Te binecuvântăm pentru tot ceea ce ești. Doamne, Te rog să o însoțești pe Ioana, Te rugăm să o însoțești, să o binecuvântezi și, Doamne, de ce nu să-și deschidă un grup de casă acolo unde va merge, chiar și în străinătate. Te binecuvântăm și Îți mulțumim. Amin. Mulțumim, Ioana, Domnul să te binecuvânteze și aș dori acum împreună cu dumneavoastră să... Acum, înainte de despărțire, cred că putem să-i spunem Domnului următoarele cuvinte: vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru. Haideți să spunem: vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, să primești slava, cinstea și puterea, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Doamne, Te rugăm frumos ca harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Amin.